Urmărind peisajul adventist al ultimelor decenii, am observat un lucru că permanent a venit în față, în teologia, în prezentare, în publicațiile adventiste, din ce în ce mai serios și mai accentuat și în ultimul timp ca niciodată mai înainte, îndreptățirea prin credință ca singura definiție corectă a Evangheliei. Și totdeauna m-am întrebat care au fost motivele, care este motorul care a răpit acestei mișcări Temelia și stâlpul ei central. Înțelegerea corectă a lui Daniel 8, 14. Cum este posibil să dăm cu piciorul la ceea ce ne-a născut, la ceea ce ne-a format și ceea ce ne-a adus pe scena internațională, și să acceptăm îndreptățirea prin credință ca fiind Evanghelia curată și singura soluție pentru mântuire? Evident că de asta e Evanghelia curată, de asta e vestea bună a mântuirii, a salvării. Care a fost motivul pentru care? oamenii au, din acest popor au acceptat atât de ușor renunțarea la stâlpul central și temelia credinței noastre la îndreptățirea prin credință. Și am constatat din expunerile celui mai proeminent teolog adventist, care a fost Desmond Ford, că singurul lui argument pentru promovarea acestei platforme evanghelice a fost siguranța mântuirii. Care era teza lui principală? Poporul nostru se chinuie să obțină o neprihănire prin fapte, prin uh, obiceiuri bune, prin practici bune, prin ascultare de porunciele lui Dumnezeu, prin participare la slujbe, la servicii divine și așa mai departe. Și nu înțeleg că această întreptățire este doar prin credință, fără niciun merit, fără nicio faptă, și datorită acestui lucru și-au pierdut siguranța mântuirii. Și noi deseori am fost confruntați cu această situație. Oamenii au început să accepte îndreptățirea prin credință ca fiind singura definiție corectă a acestei vești bune, că Dumnezeu așa mântuiește oameni. Și în același timp se confruntă cu întrebarea absolut uimitoare, uluitoare și, și uh, tulburătoare. Bun și cum trăiesc nu contează? ce se întâmplă cu viața mea astăzi, concret, aici, nu contează. Sunt socotit, neprihănit, dincolo de orice aș face eu și oricum aș trăi. Și din acest angrenaj nu este nicio o portiță de ieșire, din păcate. Noi am descoperit că solia prihănirii lui Hristos oferă ieșirea din acest impas extraordinar de, de problematic. Și vreau astăzi, dacă ești de acord, să ne întoarcem la declarațiile a doi mari proponenți ai neprihănirii lui Hristos și să o comparăm cu proponenții îndreptățirii prin credință, în special poziția doctorului Ford, care a fost preluată de toți teologii adventiști. Astăzi chiar corpul pastoral insistă că și Solia 88 și Evanghelia acea curată este doar îndreptățirea prin credință. Adică exact lucrarea pe care satana a preluat-o după ce Hristos a părăsit acest post al lui de mare preot și a trecut în Sfânta Sfintelor pentru realizarea zilei ispășirii în 1844. Să le luăm pe rând. Hai să stabilim mai întâi care este poziția, noi o numim, pe drept cuvânt, deși lor nu le place expresia, poziția liberală. A celor care au îmbrățișat uh, Evanghelia uh, protestantă, a îndreptățirii prin credință. Care sunt argumentele lor? De ce insistă că aceasta este singura soluție pentru ieșirea din criza în care a intrat Biserica Adventistă? Și Desmond Ford chiar spunea, în momentul când poporul acesta va accepta Evanghelia corectă, curată, biblică, așa cum este ea de la Pavel, imediat iese din impasul ăsta la Odisea. Și sugerează cumva, deși nu o spune explicit, pentru că ei chiar nu cred în faptul că uh, ceea ce fac oamenii ar putea influența cumva deciziile lui Dumnezeu, sau invers. Hotărârea lui Dumnezeu de a încheia marea controversă ar putea fi influențată de ce cred, fac sau practică poporul său de pe pământ. Ei nu cred lucrul acesta, dar ei spun: Am, În sfârșit, Dumnezeu ar zâmbi acestui popor pentru că ne-am întoarce la scriptură, spune el. De asemenea, când vorbesc despre îndreptățirea prin credință. Ei susțin forma protestantă. Cu toții vor veni și vor spune la 1888, și în ceea ce susținem noi, la momentul de față, noi suntem împotriva faptului că faptele au vreun rol în această îndreptățire prin credință. Aceasta este doctrină romano-catolică și curentul protestant a luptat foarte bine prin bravi noștri protestanți. Uhum. Avem timpul care s-a scurs și ei vor spune că. Este o îndreptățire prin credință, dar nu îndreptățirea din credință pe care a fost promovată de Biserica Romano-catolică. Și exact acolo unde spuneai că este problema. Ce trebuie să faci că dacă ai primit asigurarea mântuirii mai contează cum mai trăiește momentul de față și ei spun nu prin fapte, dar trebuie fapte. Nu prin fapte, dar trebuie pe fapte. Și atunci Iacov este marea lor scăpare. Și comparația cu pomul. Adică dacă un pom este bun, trebuie să aducă și roade ca să dovedească că este într-adevăr un pom de calitate bună. Observăm că ceea ce stă la bază în felul lor de a vedea lucrurile, pentru că despre asta vorbim, despre siguranța mântuirii, este siguranța mântuirii personale. Și cel mai bine cade neprihănirea prin credință, cel mai bine cade îndreptățirea prin credință, și ei cred că modul este susținut de următorul lucru și anume de faptul că prin jertfa Domnului Isus Hristos nu mai este nevoie să se mai adauge absolut nimic. Și atunci când vei vorbi despre natura Domnului Isus Hristos, vei ataca într-un fel credința aceasta. Pentru că dacă Domnul Hristos a adus o jertfă perfectă și spășirea s-a făcut la cruce, este de la sine înțeles că omul nu mai poate să facă nimic. Cu alte cuvinte, mântuirea se rezolvă în cerul lui Dumnezeu, departe de noi, transcendent și noi nu mai avem absolut nimic de face în legătură cu lucrul acesta. Cam astea sunt ideile pe care le văd eu și pe care le reiterează. De exemplu, am văzut că folosesc textul acela din Ioan când Domnul Hristos spune s-a sprăvit Și ei, insistă, nu scrie lucrul acesta nici în scriptură și nici în spiritul profetic, s-a isprăvit, s-a făcut ispășirea. Pentru ei acolo s-a făcut ispășirea. Și bineînțeles că de aici înainte lucrurile nu sunt nici prea importante. Ford de asemenea a mai adus ceva. El a luptat cât a putut de mult împotriva conceptului neprihănirii lui Hristos și a stâlpului central pentru el lucrarea de mare preot s-a întâmplat în anul 31, s-a urcat Domnul Isus Hristos la Tatăl și a început să lucreze la mântuirea ta. Deci nu ai nevoie de 1844, nu ai nevoie de Marea Zia Ispășirii, nu există Leviticul 16 pentru ei și Marea Zia Ispășirii și prin urmare stâlpul central este complet dărâmat. Acum, expresia îndreptățire prin credință nu există în scriptură sau în gura lui Pavel. Acesta este un termen juridic luat din legea romană, ca să încerce să explice expresia Apostolului Pavel: socotit, neprihănit. Acest lucru trebuie foarte bine clarificat. Pavel spunea că Hristos ne-a socotit neprihăniți, și ei consideră această facțiune din Adventism. Consideră că aceasta este evanghelia și vestea bună curată. Adică el vă socotește drepti, deși nu sunteți. Deși nu sunteți. Acum, nu au fost de acord foarte mulți din biserica asta cu opinia aceasta, pentru că ei toți veniseră din protestantism, sau cea mai mare parte a pionierilor adventiști a, a oamenilor de bază ai acestei mișcări din anii de după 1844, și ei știau foarte bine că poporul acela care ani de zile a fost socotit neprihănit, acum, după 1844, a fost lăsat în beznă absolută, conform declarației lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu a trecut la o fază a lucrării sale în care oamenii respectivi trebuie vindecați, nu doar socotiți vindecați. Și ei își puneau această problemă, pe bună dreptate, mă refer la pionierii adventiști, ei spuneau, imaginați-vă că uh, merge la medic, medicul te consultă și până o te trimite acasă și îți dă o hârtie prin care declară, ești foarte bine sănătos, eu te socotesc sănătos. La revedere. Ei consideră că așa stau lucrurile. Ei nu consideră, gândeau pionieri adventiști, că e nevoie de o vindecare. Ori, toți profeții vorbiseră de o vindecare. Niciunul nu vorbise despre o socotire. O acoperire fără să fie realitatea de desubt. Adică, eu pun mâna peste tine să nu se vadă că ești păcătos. Dar nu te vindec de păcat. Te consider eu păcătos pentru că nu se vede. Datorită mie că am fost sfânt. Asta este ideea, ideea lor. Și frații uh, din Biserică care veneau din protestantism. Nu puteau să accepte teologia protestantă a socotirii. Ei spuneau, nu, Dumnezeu trebuie să vindece pe poporul său de păcat. Și citau foarte corect declarația îngerului atunci când a vorbit cu Maria, că acest Iisus va mântui pe poporul său din păcatele lui. Nu îl va socoti doar neprihănit. Și acesta a fost conflictul care a măcinat teologia adventistă zeci de ani. În momentul când un om foarte titrat, cum este Desmond Ford, a venit și a spus foarte clar în Academia Adventistă unora care deja îi fuseseră pregătiți de școlile de teologie care văd așa ispășirea și jertfa lui Hristos, lor le-a fost foarte ușor să îmbrățișeze această evanghelie care oferea în același timp siguranța mântuirii, adică odată ce crezi în jertfa lui Hristos, ești mântuit, o să mergi în cer, adică. Și de acum Dumnezeu nu mai are nicio așteptare de la tine. Poți să faci ce vrei, poți să trăiești cum vrei, poți să te îmbraci cum vrei, să vorbești cum vrei, să te distrezi cum vrei, nu are nicio legătură cu mântuirea. Asta asta spuneau ei. Și, bineînțeles, că grupul de frați îngrijorați din Australia, care mai târziu au format marile concerne, media împotriva acestei teologii, au spus: Este inacceptabil pentru noi așa ceva. Și care a fost platforma lor, că aici este interesant jocul acesta. Dacă Desmond Ford a venit pe fundamentul acesta, ispășirea s-a făcut la cruce și singura uh, soluție pentru mântuire este îndreptățirea prin credință, platforma lor era adventismul istoric, pe care noi astăzi îl numim conservatorism, dar dân și preferă adventism istoric. Suntem de acord, ok, bun, numiți-l cum doriți. Uh, Taberele din Israel erau și ele, farisei și saduchei. Nu acceptau denumirea și tot ce decurge de aici. Dar asta era realitatea și astăzi o etichetăm corect. Dar, bun, hai să spunem Adventismul istoric. Care era Adventismul istoric? Poziția fraților din mișcarea adventă, care nu acceptau sub nicio formă că socotirea e suficientă. Și ei spuneau că Dumnezeu. Trebuie să facă o ispășire pentru poporul său și păcatele trebuie curățite. Dar, când au ajuns la cum se face și când se face treaba asta, și aici a fost tragedia în mișcarea adventă, a fost că, odată ce am descoperit aceste lucruri valoroase: sabatul, alimentația corectă, poziția starea despre starea omului în moarte și toate celelalte acestea au început să devină lucrurile importante de mântuire. Adică nu puteai să spui unui adventist, trebuie să fii doar socotit, neprihănit, poți să calci sabatul, poți să mănânci porc, că ești mântuit. Așa ceva este. era inacceptabil. Și după ani de ani de predicat și de rutină, oamenii aceștia au început să lege tradiția și practica lor religioasă de mântuire. Și au spus, este adevărat că îndreptățirea este doar prin credință, dar noi sub îndreptățirea asta trebuie să biruim păcatul. Nu trebuie să ne purtăm frumos, cum spun toate celelalte, că Și baptiștii și pedicostalii spun, da, odată da. ce ai fost socotit, neprihănit și ai fost mântuit, de acum, sorry, trebuie să te porți frumos, să urmeze faptele bune. Și faptele bune constau în special în facere de bine, dragoste, ospitalitate, lucruri de genul ăsta care ține de viața socială, de... Evanghelia asta a zilei de astăzi, ce trebuie să facem prin lume, inclusiv politică, până la urmă. Bun. Frații noștri nu s-au nu oprit aici la nivelul acesta. Ei au spus, nu, nu. Sub acoperirea aceasta a îndreptățirii, noi trebuie să biruim orice păcat. Și de-abia după ce am biruit orice păcat, Hristos poate să apară și să vină să spună, ăsta e poporul meu. Acesta este adventismul istorii pe care l-au moștenit conservatorii de astăzi, sau istoricii de astăzi. Adică, puneți mâna și biruiți păcatul, că altfel nu există mântuire pentru voi. Și frații noștri cu eforturi, cu transpirație, cu sudoare, ani de zile s-au chinuit și și-au și mâncat unghiile, chinuiți de ideea că păcatul ăsta nu l-am biruit, uh, am crezut că l-am biruit acum dou două săptămâni, dar văd că astăzi îl fac din nou. Și trăiau într-o permanentă groază, care se multiplica și cu ideea, curând, nimeni nu știe cât de curând, judecata va trece la ce vii. Și omul se gândea așa, dacă eu e clar că n-am biruit toate păcatele, și mâine apare cazul meu în fața judecății, s-a terminat cu tot efortul meu, cu toată credința mea, cu tot elanul meu, cu tot ce am predicat și cu toți banii mei investiți. Și Desmond Ford uh, explică foarte pe larg, după retragerea. Uh, cum să-i spun eu, Ecusonului lui de pastor, explică următorul lucru. După ani de zile am observat un interviu în care spunea Eu am mare respect pentru Sora White. Reforma sanitară, dacă vă uitați la Desmond Ford, a ținut cu foarte mare atenție. Chiar am citit despre faptul că atunci când cineva venea pe la dânsul prin birou ca să se menține într-o formă cât mai activă și mai sănătoasă, nu obișnuia să șadă pe scaunul lui, ci se mișca totdeauna. De asemenea, el vorbea despre starea omului în moarte și spunea, vă dați seama că eu accept foarte mult și eu cred în învățăturile adventiste despre starea omului în moarte. Deci reforma sănătății, starea omului în moarte, lege, bineînțeles, el vorbea despre lege foarte frumos, că și baptiștii și penticostali și tot curentul evanghelic nu vorbesc în mod, ei doar spun că nu mai e nevoie, pentru că la cruce s-a rezolvat problema aceasta și ai asigurarea și siguranța mântuirii. Ceea ce a luptat el cel mai mult a fost exact acest concept pe care adventismul istoric l-a prezentat, în forma aceasta: a judecății de cercetare și, bineînțeles, a stâlpului central al doctrinei advente până la urmă. În acest punct a, a avut el bătălia cea mai mare, adică el s-a identificat cu adventismul acesta care nu este nu susținea mântuirea prin fapte și susținea și foarte multe din acele descoperiri pe care le-am avut, le avut, în 1844. Dar un opozant mai puternic împotriva judecății de cercetare, prost înțeleasă și de adventismul nostru istoric și stâlpul central sau lucrarea de Marea Zia Ispășirii, pentru că ei au repetat de fapt ceea ce au făcut poporul Israel și ceea ce au făcut toate generațiile trecute, încercarea de a crea un om nou sub serviciul zilnic, că despre asta era vorba mm -hmm. și bineînțeles că așa ceva nu se poate și nici nu se va realiza uh, niciodată. Întorcându-ne la ui, frații noștri istorici, poziția lor totdeauna și în timpul Sorei White și în timpul sesiunii din 88 și după și o observăm până în zilele noastre pentru că ei au spus, noi stăm tare la ceea ce a trăit poporul nostru în acea perioadă glorioasă când trăia Sora White. Este această poziție este adevărat că am fost acceptați prin credință, dar după această acceptare, noi trebuie să biruim fiecare păcat. Poziția aceasta pe care au avut-o și uh, generațiile trecute de adventiști și care este prezentată acum ca singura speranță pentru mântuire, asta este siguranța mântuirii, că biruiești toate păcatele până ajunge numele tău la judecată. Aceasta este poziția pe care ei o întrețin. Noi spunem că este complet eronată, că nu este niciun fel de siguranță a mântuirii în acest efort, și astăzi vrem să aducem argumentele a doi mari bărbați care au înțeles neprihănirea lui Hristos și care au iubit-o într-o anumită fază a experienței lor. Vorbesc de A.T. Jones și de Robert Brinsmith. Și vreau astăzi să citim ce au spus ei despre această poziție a adventiștilor istorici sau a bisericilor, că și Jones vorbește despre poporul lui și este perioada a, a, aceea în care Sorai trăia. Și Brinsmit vorbește despre situația poporului său. Nu vorbește despre a, facțiuni. Pentru că încă nu a apărut seră. Adventismul nostru s-a despărțit în curentul acesta liberal și istoric sau conservator după conferințele cu evanghelicii din 56. Corect. Iar uh, și Jones și Smith vorbesc despre starea poporului nostru dinainte. Aceea pe care o admiră și o, și o visează uh, mari purtători de cuvânt ai conservatorismului adventist actual. Uh, fie oficiali, angajați, că sunt și pastori adventiști și lucrători care susțin această poziție. Și profesor? Exact, și profesor, cum este fratele Priby. Și uh, alții uh, independenți care chiar nu mai sunt în biserică, dar uh, apasă cu piciorul pe accelerație. asta că adventismul ăla din trecut este bun. Uh, înainte să redăm cuvântul acestor doi bărbați, eu vreau să stabilesc un lucru foarte clar. Adventismul acelor zile pe care ei îl visează era aspru criticat de Sora White. Aspru criticat. Ea condamna în cuvinte foarte dure acel mod de experiență religioasă. Ea spunea că toată predicarea adventistă nu este decât un depozit de idei sec și reci care nu ajută cu nimic poporul nostru. Ea spunea că poporul acesta, pe care noi îl visăm asta și am vrea să-l să emulăm în comportament și practică, acel popor a întors spatele conducătorului lui și se întoarce repede spre Egipt. Ea spunea că religia practică a zilei ei este nimic altceva decât închinare la bal. Lucruri extrem de grave și făcute public. Nu erau uh, discuții între surori pe marginea șanțului. Erau declarații foarte categorice, clare și aspre legate de ce se întâmpla în poporul ei în acel moment mărturiile care sunt scrise mult înainte de 1888, chiar prin 56, 54, 56, vorbesc deja despre starea la Odiceană. Iar starea la Odiceană este starea bisericii din timpul sfârșitului. Începută chiar de atunci, pentru că neprimirea și neînțelegerea luminii de la 1844, care ținea de curățirea sanctuarului și de Marea Zia Ispășirii, că despre asta era vorba, n-a avut cu cine să lucreze Domnul în perioada aceea, deja ducea biserica în această îmbolnăvire gravă numită la odicenist, ca să spunem așa. că Erau foarte mulți pastori care discutau și chiar mă întrebau, zice, nu este corect să luăm... Starea la odicei după 1888, și noi spunem: Da, e corect, nu e după, după, numai după 1888, este mai ușor observabilă pentru că acolo s-a respins lumina. Dar deja boala aceasta susținută de astfel de doctrine, păi asta este centrul susținerii uh, noastre și cel puțin pe linia adventismului istoric, ei nu au știut decât lucrul acesta, iar sora White venea și spunea la odicianism, la odicianism, la odicianism, că ar fi putut să spună, da fraților, asta este, țineți-o tot așa că cu ajutorul Domnului vom reuși, pentru că ei, asta este placa pe care o repete mereu, cu ajutorul Domnului, nu trebuie noi să ne întrebăm, Domnul ne va ajuta, Domnul ne va ajuta și sora White, eu cred că foarte ușor ar fi venit în popor și ar fi spus: Ei, mai sunt probleme, mai sunt probleme aici și colo. dar dacă sunteți destul de serioși și activați și accelerați până la podea, cu siguranță că veți ajunge acolo. Nu, e, e tocmai invers. Da, și acum hai să, să citim pozițiile lor. Mai întâi, A.T. Jones, aș vrea să, să vedem poziția lui. Această declarație este făcută în 1893 la sesiunea conferinței generale de atunci și discuta reacțiile poporului în comunitățile în care el cu Sorauet și cu Wagner au mers după 1888 să prezinte solia neprihănirii lui Hristos. Și uite care sunt cuvintele, cuvintele lui. Unii acceptau solia, deci nu spune că tot poporul de acolo din sală, dar unii acceptau solia chiar așa cum era prezentată, adică de noi trei, spune el, de mine, de Wagner și de Sorauet. Și erau bucuroși să descopere că Dumnezeu are o neprihănire care rezistă la judecată și este acceptabilă în ochii săi. O neprihănire cu mult mai bună decât orice ar putea fabrica poporul în an și ani de muncă grea. Pentru că ei asta făceau. Fabricau o neprihănire prin muncă grea. Și acum observă, te rog, cum vede el eforturile acestui popor din timpul lui. Oamenii aproape își epuizaseră sufletele, încercând să producă un nivel suficient de neprihănire care să reziste în timpul de strâmtorare și să întâmpine cu bucurie pe Domnul la venirea sa. Dar nu au reușit așa ceva. Asta este concluzia lui. Se uitam poporul lui și vedea oamenii își chinuie sufletul să, să nu cumva să ajungă la judecată cu un păcat nebiruit. Și el spunea, nu au reușit. Noi ne uităm la poporul Israel exact pe această cale a împăraților lui Israel și nu au reușit. Și când a venit Hristos să le ofere soluția simplă, da? el zice și se face, poruncește și poruncește ea ființă, nu au vrut să fie vindecați așa, pentru că erau învățați că ei trebuie să se lupte cu disperare, să-și epuizeze sufletele. Da? Și eu văd astăzi oameni cinstiți din biserica asta și credincioși care își epuizează sufletele în încordarea asta, nu cumva să ajungă cu, cu vreun păcat nebiruit la judecată. Și el continuă. Acum, adică ascultându-ne pe noi, acum ei erau așa de bucuroși să descopere că Dumnezeu are o haină a neprihănirii, pe care o oferă ca un dar fără plată oricui o acceptă și care este eficientă și acum, și în timpul plăgilor, și în timpul judecății, și de-a lungul întregii veșnicii, și pe care au primit-o cu bucurie așa cum a oferit-o Dumnezeu. Au mulțumit din inimă Domnului pentru aceasta. Acum, Vreau să reiau ideea generală a vremii lor. Și anume că avem tot adevărul, trebuie să-l practicăm și să-l trăim, și practicarea acestui adevăr oferă eliberarea de păcat. Ei nu credeau într-o eliberare spontană din ziua ispășirii, la sfârșitul anului. Și el spunea poporului că Dumnezeu are o neprihănire care este valoroasă și importantă și acum, și în timpul judecății, și în timpul eternității. Și al plăgilor, dacă să luăm așa. Exact, și sub acoperirea aceasta a timpului de uh, strâmtorare, că nu există mijlocitor. Acolo era teama cea mai mare. Acolo era tema cea mai mare. Dar punctul acesta al neprihănirii în veșnicie trebuie să se confunde cu scopul etern al lui Dumnezeu. Dacă neprihănirea asta este o sforțare și aceasta este forma prin care noi câștigăm uh, o haină care va fi în veșnicie, închipuiește și cum arată cerul. Da. Este o continuă sforțare pentru că sforțarea ți-a adus haina care va fi înveșnicit după înțelesul lor da. iar Jones le spunea nu e altceva e o liniște și o pace și o eliberare o bucurie din aceasta sfântă care ține de eliberarea și de vindecarea lui Dumnezeu eu nu știu în cer să funcționeze sforțarea îngerilor ca să țină legea și să aibă parte de această neprihănire el se referea la altceva. Acum vreau să discutăm puțin această expresie a lui, pentru că este discutabilă și unii ar putea să o vadă într-o altă lumină aici. O neprihănire, o haină a neprihănirii, spune el, o arăt Dumnezeu, care este valabilă și valorosă și acum. În ce constă acest acum? Păi exact asta ce faceți voi, că nu este cazul să vă sforțați ca să o obțineți. Când El vă oferă, trebuie să acceptați prin credință că El se ocupă de biruința voastră, și să vă bucurați de încrederea aceasta încorându vă nădejdea în lucrarea lui Hristos pe care încă n-a făcut-o cu voi. Și ce facem cu păcatele care ne întâlnim în fiecare zi cu ele? Că ei asta te vor întreba. Tocmai de asta. El spune așa, în momentul când v-a spus speranța în vindecarea aceasta, aveți încredere că nebunia păcatului nu vă va răpune până când el vă vindecă. Pentru că de-aia vă cere să vă puneți speranța dincolo de perdea. Că Hristos trebuie să facă o lucrare pe care încă n-a făcut-o cu voi, și în această perioadă e efectiv că sunteți bolnavi, pentru că lucrarea nu s-a făcut. Voi ce vreți să faceți? Voi vreți să anticipați vindecarea înainte să intrați în sala de operație? Asta este muncă și efort inutil. Ca un bolnav care uh, discută cu vecinul și îi spune vecinul: uh, "Nu, nu poți să te duci la chirurg până nu ești sănătos. Nu te primește în sala de operație dacă nu ești perfect sănătos." Și omul începe să se zbată acasă. Exact asta e situația din biserica aceasta. Exact. Omul stă acasă și începe să se zbată înainte să se ducă în sala de operație, la, la chirurg. Că doctorul nu îl primește așa. Exact. Aceeași imagine a avut-o și Brizmit puțin mai târziu decât John. Vreau să citim și poziția lui și să vedem dacă el se potrivește, și dacă Brizmit observa în timpul lui, deci suntem prin anii 50-60, aceeași situație în poporul acesta pe care și noi o deplângem astăzi și noi o observăm astăzi și noi spunem, bărbații aceștia au văzut foarte bine realitatea în care se află acest popor și pe care acum mulți din biserica aceasta, oameni cinstiți și sinceri, și-o doresc cu disperare. Adventismul vremii Sorei White. Ei bun, adventismul vremii Sorei White era ăsta, descris de bărbații ăștia și uh, poziția lui Brisbane. Chiar din anii 50 am început să înțeleg că această concepție generalizată de a atinge desăvârșirea este imposibilă și inutilă, indiferent dacă cineva și-o fundamenta pe citate din inspirație, istorie sau experiență. Da, indiferent pe ce ți-o fundamentezi, este complet eronată, spunea Brent Smith. Din cauza acestei doctrine, care era predicată încă de când am intrat eu la facultate, în 1955, foarte puțini oameni cu care am vorbit aveau o speranță reală și aprinsă că vor fi capabili să treacă scrutinul apropiatei judecăți a celor vii. Da? Foarte puțini, și ăștia foarte puțini erau niște visători care nu înțelegeau ce se întâmplă. Sperau în disperare. Oh, gata, o să trecem, că am biruit și cum striga astăzi Pentecostalii. Oh, Hristos e în inima mea, sunt mântuit. Dar poporul de rând nu credea așa. Și uh, el continuă aici. Nu este nicio exagerare să spunem că cei mai mulți trăiau cu teamă și groază cu gândul la judecată, fără să aibă nicio idee despre cum să fie gata, afară de sforțează te și mai tare prin de harul lui Dumnezeu, Dumnezeu. <laughs> și sperând ca judecata să nu vină prea curând. Aceasta era imaginea poporului nostru, așa cum o vedea Brismit în 1950, 55, 60. În perioada aceea de maximă furtună, când a început Biserica să cărmească spre liberalismul acesta al îndreptățirii prin credință deschis, oficial, public. Și îmi place ideea pe care a subliniat-o el aici. Cei mai mulți trăiau cu teamă și groază, cu gândul la judecată, fără să aibă nicio idee cum să fie gata, afară de sforțează-te și mai tare prin harul Domnului. Ca nici ei nu ziceau sforțează-te și mai tare prin propriile tale puteri. Nu, nu, prin harul Domnului. Și astăzi conservatorii noștri și istoricii care iubesc adventismul acelor zile spun la fel. Sforțează-te, dar prin puterea Domnului, nu prin puterea ta. Domnul îți dă o putere și tu biruiești păcatele. Exact așa credea și poporul acelei vremi. Și noi constatăm că poporul acelei vremi nu a rezolvat nici chestiunea la odiceană, nu a rezolvat nici problemele gravisime legate de marea controversă la care noi am fost chemați și pentru care am fost aduși la existență de Dumnezeu, și ne-am încadrat în aceste două canale greșite și complete ronate, unul al căii împăraților lui Israel și unul al speranței deșarte a evanghelicilor care spun nu contează ce faci, poți să treci cum vrei, ai primit pe Hristos în inimă, o să fii în cer. Lovitura de grație a satanei, surprinsă în viziunea tronurilor că unul câte unul se întorceau, este următoarea. Geniul lui diabolic este surprins atât în curentul liberal cât și în curentul conservator. Și dacă îi pui să se lupte unii cu alții pe diferențe de idei și de doctrină, el atâta timp cât îi are în serviciul zilnic și în sfânta, el nu are nicio problemă. Aceasta este ceea ce a reușit totdeauna. pune să se certe, pune să se combată unii pe alții. Vorbim despre îndreptățirea prin credință, pentru că este legată în mod clar de siguranța mântuirii. Partea liberală s-a întors la curentul protestant, ca să spun așa, sau la curentul, la teologia, cum să-i spunem noi, reformaționistă. Deodată ceilalți din curentul conservator spun, dar de ce mai existăm ca popor atunci? De ce mai suntem adventiști? Exact. Problema este că adventiștii istorici, ca să dovedească că ei mai sunt adventiști, au început să împingă la vagoane, au început să-și arate musculatura spirituală și au încercat pe calea aceasta. Îmi place de Brinsmith că el spune că uh, cele trei puncte mari de susținere a, a adventismului istoric, inspirație, istorie și experiență, toate acestea trei au dovedit că nu se poate realiza un om nou. Deci nu merge nici inspirația. Prin citate. La care citate se făcea referire? La Sora White, absolut, bineînțeles. Absolut. Adică, practica aceasta în care suntem bombardați la ora actuală și practica aceasta în care se dau zeci de citate nu este ceva care aparține secolului 21 și după anii 50 sau 80 sau 2000, ci este o practică care se întâmpla acolo și atunci, în 1950. În timpul Sora White, la fel se întâmpla, dar era mai greu până ce se așezau toate materialele. De asemenea, istoria. Noi nu numai că vorbim despre istoria uh, mișcării advente, noi vorbim de istoria poporului Israel, vorbim de mii de ani, de generații întregi care au încercat această cale. Nu ne este de ajuns nici lucrul acesta. Experiența. Păi întreabă-i pe cineva, -a, a, ați reușit vreunul? Să spunem că uh, nici măcar nu se gândeau la conceptul de popor. Să fi întrebat, ați reușit vreunul să rămâneți fără de păcat? Ați reușit vreunul să spuneți gata, sunt pregătit să merg la judecată? Eu cred că nici într-o. Ei credeau că, probabil că unii dintre ei chiar credeau că au realizat acest lucru. Dar teama aceasta, groaza aceasta pe care a înțeles-o Brin Smith, este cu adevărat o realitate înfricoșătoare. Îmi mai place ceva. Observ cum și Jones și Brin Smith reușesc să vadă această boală tragică din cauza luminii prețioase de la 1888. De ce a văzut Jones situația vremii lui? De ce a văzut Wagner situația vremii lui? Pentru că au primit solia foarte prețioasă. De ce a văzut Brizmit lucrul acesta? Pentru că pe linia protestului fraților Willan și Short a ajuns în mâna lor această descoperire frumoasă a lucrării neprihănirii lui Isus Hristos. Imediat cum încep să vezi lumina, prima rază, o singură rază de lumină, te luminezi cu privire la tragedia și la jocul fatidic pe care îl face Azazel în mijlocul taberei poporului lui Dumnezeu. Sunt uimit de brizmit în anii 50 care a înțeles boala aceasta. Când, dacă nu înțelegi boala, nu ai cum să primești medicamentul. Dacă nu înțelegi în ce fel este despărțirea de Dumnezeu și ce vindecare are de făcut Dumnezeu, atunci n-ai cum vreodată să apreciezi lucrarea vindecătorului și nu vei merge la vindecare. Acum aduc în discuție perioada noastră pe care o trăim acum. Care este realitatea? Am văzut care era poziția lui Jones despre ce se întâmplă în poporul lui. Am văzut care era poziția lui Brinsmith despre ce se întâmplă în poporul lui. Hai să vedem care e poziția noastră despre ce se întâmplă în poporul nostru. De ani de zile au fost aceste două curente Adventismul istoric cu sforțate și mai tare prin harul Domnului și uh, adventismul uh, evanghelic sau uh, reformaționist. Sau le mai place progresiv, da. progresivist. Or, așa or, le place. Progresiv, Bine. ok. Da. Progresiv. Dar cu ispășirea la cruce și îndreptățirea prin credință ca singura definiție a Evangheliei. Da. Asta expusă foarte corect și clar de, de Ford. Bun. Biserica noastră a avut și președinți care au înclinat într-o direcție și președinți care au înclinat în altă direcție. A fost fratele Paulsen mai înainte, da? Și el a fost de partea asta, a Academiei și a, a Reformaționismului, puțin așa, adică vizibil de partea aceasta. S-a schimbat conducerea, a venit fratele Ted Wilson și a fost clar și explicit de partea Adventismului istoric, acesta cu sforțeaste și mai tare. Și acum, chestiunea importantă în această bătălie dintre aceste două curente. Care sunt în vrajbă permanentă la ora actuală. De ce conferința generală, în frunte cu fratele Ted Wilson, recunoaște implicit în, stra în planul strategic pe care îl fac pentru biserica aceasta, imediat după ce dânsul a luat președinția, că și una și alta dintre facțiuni sunt greșite? Și am să explic ce vreau să spun cu asta. Planul strategic al președintelui Conferinței Generale a fost acesta. Redeșteptare, reformă și aducerea Duhului Sfânt prin rugăciune permanentă. Ploaia târzie trebuie să vină ca răspuns al rugăciunii, de aceea noi vă propunem în numele Lui Dumnezeu, cei de aici de la conducerea Conferinței Generale, proiectul Operațiunea Ploaie Globală. Adică să ne rugăm toți în același timp la aceeași oră ca să obținem ploaia târzie. Păi stați puțin, frate președinte, în momentul când propuneți așa ceva, implicit recunoașteți că nu a venit și atunci nu este niciuna din facțiuni capabilă să-l aducă. Pentru că altfel el trebuia să spună noi invităm întreaga biserică să treacă cu toată inima și cu tot sufletul de partea acestui gen de adventism. Căzniți-vă și mai tare, sforțați-vă prin Harul Domnului ca să obținem biruința, că numai așa vine ploaia târzie și numai așa vine Domnul. Ei bine, n-a făcut lucrul ăsta. N-a făcut lucrul ăsta. El a venit, trebuie să ne rugăm ca să vină ploaia târzie. Prin urmare, ploaia târzie n-a venit nici datorită acestor frați, nici datorită acestora, nici din stânga, nici din dreapta. Asta este realitatea pe care noi o, o demonstrăm, o arătăm și de care ne legăm ca să aducem în fața poporului nostru soluția lui Dumnezeu, care nu este nici într-o parte, nici în alta a spectrului teologic adventist. Care este poziția corectă? Prieteni, nu trebuie să vă rugați pentru ploaie târzie. Ploaia târzie a venit deja în 1888 și pionierii voștri au respins-o. Părinții voștri spirituali care au construit acest adventism al uh, faptelor, acesta istoric pe care vreți voi să-l împrățișați, l-au lepădat. Nu ați putut și nu ați vrut să primiți soluția simplă a lui Dumnezeu pentru vindecare. Care era soluția simplă pentru vindecare? Acceptați ziua ispășirii pentru cei vii ca soluție unică, acceptați Zaharia 3, acceptați Ezechiel 36, acceptați Apocalips 19, bazele și fundamentele pentru o lucrare de vindecare instantanee pentru poporul meu și imediat se produce și obțineți ploaia aceea târzie de care vă rugați cu disperare de ani de zile și nu vine. Noi constatăm că a trecut proiectul acesta de uh, redeșteptare și reformă, și biserica nu s-a redeșteptat, nu s-a reformat, și inițiatorii de la conferința generală n-au ieșit în față să ne spună de ce. Nu s-a întâmplat. Și continuă să spere că în, într-un viitor uh, nebulos sa, se va întâmpla cumva. Și între timp, fiți credincioși, rămâneți credincioși la datorie. Dar timpul trece și ploaia târzie nu vine. Asta este o realitate pe care nu o poate contesta nimeni. De ce noi nu suntem de acord nici cu una din poziții, nici cu alta? Suntem de acord că îndreptățirea este prin credință, dar vindecarea de păcat se face în sanctuar, în Sfânta Sfintelor. Nu se face prin îndreptățirea prin credință. A doua poziție. Noi credem că poporul acesta va fi eliberat de păcat, dar nu prin sforțează te cum zicea Brismit, nu prin eforturi personale care să-ți epuizeze sufletul, așa cum spunea Jones. Nu este aceasta calea bună de urmat. Și este de la sine înțeles că și o facțiune, și cealaltă ne încaieră pentru această poziție, că le spulberăm speranța mântuirii. Că fiecare și-a așezat siguranța mântuirii pe o anumită platformă liberalii sau progresiștii, hai să folosesc expresia pe care o iubesc ei, progresiștii aceștia își bazează siguranța mântuirii pe îndreptățirea prin credință, iar adventiștii istorici și o bazează pe sforțați de cât mai tare și birește păcatul până la judecată. Și reguli, da. da și evident, tot uh, uh, alaiul care vine în spatele acestui forțează-te. Că trebuie să-ți faci liste cu ce ai de făcut, cu ce trebuie să biruiești, cu rugăciuni, cu uh, lucrarea misionară, cu toate lucrurile. Și acum, privind uh, obiectiv la ei, că eu de aici am venit, din acest popor. Uh, eu am trăit această perioadă, în tinerețea mea, când poporul nostru chiar trăia așa. dar nu se juca, chiar trăia așa. Eu observ acum că uh, Adventismul istoric de astăzi se joacă de Adventism. Nu, la ei este doar declarativ și în predici treaba asta cu sforțează-te. Că dacă aș vede pe unul sforțându-se, a zice, mă, în sfârșit, uite un uh, israelit uh, sincer, cinstit. Da? Nu este așa ceva. Uh, ei își trăiesc viața bine, mersi. Dar declarativ și sâmbăta merge. Exact și uh, au niște reguli de comportare, au anumite principii de comportare care sunt cultivate, care vine din cultura adventistă. Nu vine din studiu personal. La adventiștii de astăzi, comportamentul nu vine din studiu personal, vine din moștenirea genetică a poporului din care ai ieșit. Cei doi pe care i-am prezentat, cum ne ajută ei să înțelegem adevărata cale pe care o susținem și noi? A.T. Jones a vorbit în calea consacrată către desăvârșire, deci exact despre ceea ce încearcă să realizeze și curentul istoric și curentul acesta liberal, despre desăvârșire despre a trăi fără de păcat și de a ajunge la starea aceea uh, bună pentru veșnicii și pentru a trece și peste timpul judecății. El și-a bazat întreaga teologie și a înțeles-o în lumina sanctuarului. Nu degeaba a scris despre lucrul acesta și nu degeaba a surprins, de exemplu, textul din Exodul 25 cu 8 despre locuirea lui Dumnezeu în mijlocul taberei și el a înțeles foarte clar că este vorba despre inima omului și și-a dat seama că curățirea templului nu este nimic altceva decât curățirea omului. De asemenea, a construit pe ceea ce înseamnă înțelepciunea sanctuarului în cele două faze, lucrarea zilnică și lucrarea anuală. Brizmit, de asemenea, a înțeles un concept extraordinar, conceptul nunții și și-a bazat întreaga teologie pe Hristos Lumina Lumii 161. Degeaba a scris God's Eternal Purpose, care este prima, primele cuvinte din celebrul și faimosul paragraf din Hristos Lumina Lumii 161. Ei au înțeles și platforma lor a fost sanctuarul și cu precădere Marea Zia Ispășirii. Au înțeles ce trebuiește curățit, au înțeles despre ce haină este vorba și despre, de aceea vedeau foarte ușor diferențele unor curente extrem de puternice care țineau poporul acesta într-o încercare din aceasta fără, fără, fără final, fără sfârșit. Deci vedem din 1888, de ce vorbeau John și Wagner că biserica lor suferea de un formalism extrem de rece? Pentru că vedeau situația aceasta. Cum adică formalism? Când tu ai sab sabatul, când tu ai stare omului în moarte, când tu ai conceptul sanctuarului, când tu ai reforma de sănătate, cum să ajungi în 40 de ani, de la 44 până în 88, în 44 de ani să ajungi într-o stare de formalism rece? Sora White scria foarte mult despre lucrul acesta. Pentru că ei au înțeles ce înseamnă doctrina sanctuarului și, cu precădere, Marea Zi a Ispășirii, la amândoi. Ce oferim noi? Pe mine ce m-a ajutat cel mai mult, pentru că eu am fost un produs al Academiei Adventiste și al educației liberale progresive și am trăit foarte mult cu curentul acesta istoric, Adventist conservator, de Adventism conservator. Când am înțeles că lucrarea zilnică este surprinsă în ceea ce numim noi socotit neprihănit sau neprihănirea prin credință, mi-am dat seama că serviciul anual trebuie să fie altceva. Uh -huh. Dar până să ajung să pun eu egal între neprihănirea prin credință și serviciu zilnic, mi-au trebuit ani de zile și de școală și de absolut orice și nici nu mi-a trecut prin cap și nici nu am făcut legăturile. De ce vorbea John și Wagner și Brinsmith că e o lucrare specială? Deci trebuie să fie altceva. Ducându-mă la măsuța cu nisip, am văzut că e un serviciu zilnic. Și mi-am pus repede întrebarea aceasta. Doamne, dar dacă tu ai avut forma de mântuire a liberalilor, tu după anul 31 aveai atâtea generații care puteai să vii să le iei. Aveai atâtea generații. Puteai să iei pe protestanți, doamne, că ei au înțeles bine. Da. Și au fost mântuiți pe baza acelei credințe. Da pe baza adventismului istoric, au fost oameni serioși. Uite, mm. mi-ai povestit de anii 50, mi-ai povestit de oameni care uh, se căzneau, nu ca cei din 2018. Doamne, de ce n-ai făcut lucrul acesta? Cum de este posibil să fi ajuns la 130 de ani și cum de nu ne oprim? Și anii care trec nu sunt o garanție a faptului că încă trebuie să ne mai sforțăm că la poporul Israel au trecut 2000 de ani de când a venit Mesia și ei încă se căznec și îl așteaptă pe Mesia. Deci trecerea timpului nu este o garanție că încă Dumnezeu așteaptă și mai mult. Exact. Deci uh, Brinsmit a răspuns extraordinar. Brinsmit 1, ca să spunem așa, Brinsmit din anii 60, care a înțeles conceptul nunții. El a înțeles că ceva s-a rupt, el a înțeles că ceva trebuie să se unească. De aceea vorbea el despre o nuntă. Unirea omenescului cu Divinul. Jones, de asemenea, a perceput niște lucruri extraordinare și a perceput Dumnezeule, calea ta este în sanctuar. Ei, aceasta este vestea bună pe care o prezentăm noi a fost atacată din toate direcțiile posibile. Păi frații Willand și Short care au venit cu protestul în 1950, protestul ăla și cartea 1888 reexaminat a scos mii, zeci de mii de pagini ca și contrareacție împotriva acelui protest. Toată Academia Adventistă, susținută de președinți de conferință generală, bani serioși care s-au implicat cu toții, au luptat împotriva a ceea ce și frații aceștia vedeau din ce? din Solia de la 1888 pe care au reexaminat-o. Donald Short a înțeles foarte bine și nu degeaba a scris cărțile care vorbeau despre sanctuar și despre natura Domnului Hristos, iar Robert Willand de asemenea a înțeles conceptul acesta. Păi că el când a venit, de exemplu, cu pocăința colectivă, a fost ceva care pur și simplu deodată ăștia s-au trezit că ei s-au gândit la mântuirea personală și când a apărut numai cuvântul pocăință colectivă, aproape că au clacat. Și au zis că e nebiblică treaba aceasta. Nu s-au gândit la un Daniel care își recunoaște vina corporativă sau vina colectivă cu poporul Israel. Nu s-au gândit la un Iosif, nu s-au gândit la mari bărbați, nu s-au gândit la un Ezra care totdeauna a avut reacția aceasta a recunoașterii a ceea ce s-a întâmplat acolo. Cred că și Ellen White vorbea despre starea aceasta a poporului. Ea se simțea ca parte din popor. Atât de feroce era egoismul acesta în siguranța mântuirii, încât conceptul mare zilei a ispășirii și a poporului dumnezeu care are o lucrare de reprezentare și de justificare a caracterului Dumnezeu a apărut ca fiind de extrem de străin urechilor lor. Ce învățăm noi, cei de astăzi, din aceste lucruri care au fost scrise pentru învățătura noastră? Învățăm că natura umană nu se schimbă. Acum 2000 de ani, biserica era împărțită exact în aceste două mari curente, cu altele micuțe printre ele, așa, pentru a sezonare, dar două mari curente, farisei și saduchei. Saduchei, firești, lumești, voiau să-și trăiască viața și să prospere în lumea asta și eventual să pună mâna pe puterea globală pe planeta Pământ, pentru că li se promisese că ei vor fi capul și nu coada, nu? Deci, asta era direcția, ei fiind poporul ales și special, iar fariseii, considerând că uh, ei sunt purtătorii adevăratei uh, doctrine curate moștenite de la Moise, ei sunt adevărații iudei, ceilalți sunt uh, dușmanii de moarte, și că uh, totul ține de comportament și de performanță personală. De aceea aveau miile de reguli, miile de legi făcute ca să se oblige pe ei înșiși să trăiască corect și în ascultare de Dumnezeu. Nu s-a schimbat nimic în Adventismul zilelor noastre. Avem exact aceste două mari curente, Adventismul istoric și Adventismul liberal sau uh, progresist, și între ele diverse mici curente. Ca și atunci, zeloții. Adică unii care uh, consideră că soluția la încropeala la odiceană uh, este că avem uh, conducători ticăloși care s-au dat cu ezuiții și că trebuie să le luăm gâtul și să-i dăm afară pe toți și să punem pe alții mai buni. Ăștia sunt zeloții vremii noastre. Nu sunt mulți, dar sunt acolo la, la datorie. Uh, în tot acest uh, peisaj de curente, vederi, mișcări, acum 2000 de ani a apărut o voce care a spus... Nimeni nu are dreptate de aici. Soluția nu este nimic din tot ce se face în iudaism la ora actuală. Nici emanciparea culturală a saducheilor, nici formalismul sec și rece al fariseilor. Soluția este acceptați că omenescul unit cu Divinul demonstrat în Hristos rezolvă problema bisericii și rezolva și problemele saducheilor și problemele fariseilor. Pentru că Oamenii aceștia, în momentul când acceptau că singura soluție pentru ieșirea din acel impas teologic al vremilor era unirea omenescului cu Divinul realizat în Hristos, se rezolva problema imediat. Ce se întâmplă astăzi? Exact același lucru. De asta spun eu că istoria se repetă pentru că avem de-a face cu două forțe care nu-și schimbă principiile și, și manifestările. Nelegiuirea și neprihănirea. Pe de o parte, fariseii, pe de o parte saducheii și o voce pe care a ridicat-o Dumnezeu prin bărbații lui aleși în 1888, care să spună singura soluție pentru ieșirea din starea la odiceană este unirea omenescului cu Divinul, părtășia de natură divină oferită de Marea Zi a Ispășirii în care păcatele poporului sunt eliberate din tabără și alungate afară. Aceasta este situația, o copie exactă la milimetru a situației care s-a întâmplat acum 2000 de ani. Și noi ne bucurăm și dăm slavă Domnului că prin bărbații aceștia el a ținut deasupra, la, la suprafață, ca să vedem și noi astăzi că există o soluție, că există un leac alinător în Galad, ca să spunem așa, și că nu suntem sortiți pe ei să stăm și să murim unii după alții, generație după generație și să prelungim astfel agonia acestei lumi, ținându o sub controlul rebeliunii acestei ierarhii care a condus planeta Pământ încă de la ieșirea din Eden.